Tânjim după educație de calitate și o să avem parte de ea când finanțarea pentru învățământ va fi ca în țările nordice. Momentan ne situăm la coada Europei. Pentru legea bugetului de stat din 2021, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România cere Guvernului și Parlamentului creșterea bugetului învățământului superior cu aproape 6 miliarde de lei, astfel încât acesta să ajungă la 1% din PIB. Colega mea, Mădălina Bucur a analizat doleanțele studenților și se alătura acum cu detalii. Mădălina, ce au mai inclus în solicitare studenții? Studenții vor burse mai mari, gratuitate la bibliotecile centrale, dar și dotări moderne în universități, astfel încât să aibă acces la învățământ de calitate, la fel cum au tinerii de vârsta lor din alte țări dezvoltate. Ca să-ți faci o idee, Monica, statul alocă unui student pe an pentru consiliere în carieră doar 26 de lei, consiliere de care practic depinde viitorul tânărului. Înțeleg că stăm slab și la capitolul cercetare, unde tot așa Alianța Studenților cere finanțare de 1% din PIB. Da, așa este, Monica. România și Bulgaria sunt pe ultimul loc la inovație. Pe de altă parte, 38% dintre studenții români se plâng de probleme financiare și doar 25% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 30 și 34 de ani au studii superioare față de 40% cât este media europeană. Asta înseamnă că, practic, șansele lor de a fi angajați sunt înjumătățite. Madalina, de la cine ar trebui să, inspire, să ne inspirăm? Care sunt țările din Europa care investesc cel mai mult în educație în acest moment? Clar, țările nordice, Danemarca alocă 8% din PIB pentru educație, Suedia 7% din PIB, românii noștri mai puțin de jumătate, undeva la 3% din PIB pentru toate, toate formele de învățământ. Îți mulțumesc, Madalina.